Imagini șocante surprinse de o cameră de supraveghere într-un autobuz din Pitești. Un bărbat a fost luat la bătaie din senin de mai multe persoane pe care el spune că nici măcar nu le cunoaște. Culmea este că magistratul la care au ajuns toate dovezile a lăsat în libertate agresorii. Judecătorul, inițial exclus din magistratură, a fost în prima zi de muncă după ce și-a recâștigat locul în sistem. Pe imaginile surprinse de camera de supraveghere se poate observa cum victima stă în picioare în mijlocul autobuzului. După o discuție aprinsă cu un adolescent, bărbatul este încolțit sub o ploaie de lovituri. În ajutorul tânărului s și fratele său. Victima spune că nici măcar nu-și cunoștea agresorii. S-au creat o vacarmă în bulzeală. M-au împiedicat, pe mine nu m-au dat pe jos, am reușit să-l trântesc să pe unul pe jos, pe cel care m-a lovit primul și a venit ăsta taxo și m-a lovit cu ceva, cu un obiect în frunte. O lovitură care i-a spart capul. Speriat de strigătele pasagerilor, șoferul a oprit autobuzul și a deschis ușile. Agresorii l-au mai lovit de câteva ori pe bărbat și apoi s-au făcut nevăzuți. Niciun cetățean din autobuz nu a intervenit în sprijinul cetățeanului agresat. Împreună putem preveni astfel de fapte antisociale și nu numai de unul singur. Caz poate să fie cineva, altcineva, dar mâine putem să fim noi în loc. Atacul nu s-a oprit aici. Victima a coborât la prima stație. Nu a durat mult până când a dat nas în nas din nou cu atacatorii și a urmat o a doua bătaie. În sprijinul bărbatului bătut de această dată a sărit un șofer aflat în trecere. Spiritul civic l-a transformat și pe el în victimă. I-a strigat nevestii să-i dea cuțit și a venit cu un cuțit mare și a vrut să-l taie pe băiatul ăsta. Băiatul a fugit în curte, într-o curte acolo, eu am uh, fugit repede pe jos la o poliție. În urma uh, administrării probatorului uh, au fost reținuți un bărbat de 47 de ani, precum și un minor de 15 ani, ci în cauza fiind prezentați parchetului de pe lângă jucătoria Pitești cu propunere de luarea unei măsuri preventive. Agresorii au fost însă lăsați în libertate. Judecătorul care a dispus eliberarea lor nu s-ar afla la prima decizie contestată. Magistratul a fost exclus în trecut din sistemul judiciar după ce superiorii lui au considerat că a dat o pedeapsă prea mică unui individ care și-a violat fica. El a reușit totuși să-și recâștige locul în sistem. Bătaia din autobuz a fost chiar unul dintre primele cazuri de la reîntoarcerea la serviciu. Procurorii pregătesc deja recursul.